FC Zalău nu a mai simțit gustul victoriei de 4 etape, iar meciul de mâine cu CS Oșorhei va fi unul foarte important, atât pentru antrenori cât și pentru jucători. Conducerea a anunțat că un nou eșec al echipei ar însemna penalități pentru jucători și antrenori, dacă nu chiar măsuri mai drastice. Fotbal Club Zalău se situează pe locul 5 după 25 de etape scurse din actualul sezon al Ligii a 3-a de fotbal, având un handicap de 6 puncte față de ocupanta locului secund, Metalurgistul Cugir, poziție la care Alba Albaștri mai speră să se claseze la finalul campionatului. Jocul echipei nu arăta deloc bine în ultimele 3 etape, partide în care antrenorii Olariu și Oros nu au putut dispune pe câțiva jucători importanți. După partida pe care Fotbal Club Zalău a pierdut-o vineri pe teren propriu cu scorul de 2-4 în fața celor de la Cugir, s-au făcut tot felul de speculații, însă antrenorul Constantin Olariu a afirmat că va încerca să-și ducă la bun sfârșit contractul, iar echipa să aibă o clasare onorabilă la finalul acestei ediții a Ligii a 3-a. În ceea ce mă privește, eu o să-mi duc contractul până la capăt, dar și o să încerc să fac în așa fel încât echipa asta să joace. Chiar și astăzi, cu înfrângerea asta, echipa a arătat că încearcă să joace. Ăștia sunt jucătorii noștri, cu plusuri, cu minusuri, da? Și încercăm să ducem campionatul până la final. CS Oșorhei ocupă locul 13 în acest moment, prima poziție retrogradabilă, dar bihorenii vor da totul pentru victorie, mai ales că se află la numai 2 puncte în spatele locului 12, care scapă de emoțiile retrogradării. Partida dintre CS Oșorhei și FC Zalău va avea loc mâine la ora 17 pe terenul din comuna Alparia. În cadrul rundei cu numărul 25 vor mai avea loc disputele Unirea Jucu cu Fotbal Comuna Recea, Metalurgistul Cugir cu FC Hermenstand, ASEA 2 Târgu Mureș cu Unirea Deș, CS Iernut cu Gaz Metan 2 Mediaș și Viitorul Ulmeni cu FC Bistrița. Sănătatea Cluj-Vasta!